găsit, dragi telespectatori și prieteni dragi ai emisiunii Folclorul sub lupă. Astăzi, într-un cadru la fel de prietenos, îl avem ca invitat pe îndrăgitul Victor Florea. Mi-a permis să nu-i spun domn, ci să vorbim ca de la prieten la prieten, de aceea l-am și prezentat și spun bine ați venit. Bine te-am găsit, Lavinia, și încă o dată mă repet, nu vreau să mai spui nici domn, nici maestre, vreau să te... Să-mi spui Victor, clar. Mulțumesc. Și eu spun ție Lavinia și ce să spun, complimentele sunt de prisos. Ești o fată extrem de frumoasă. Mulțumesc din suflet și mă bucur că ai acceptat, Victor, invitația în emisiunea Folclorul sub lupă. În această lună în care oferim și primim iubire și cadouri. Acum fiecare se poate gândi la ce fel de cadou își dorește. Ei bine, pentru că taraful pe care tu l-ai înființat, taraful Victor Florea, care ne-a fost alături și ne este aici la Etno TV, în familia Etno TV, ai venit singur, protagonistul principal, să spun, pentru că trebuie să știe și telespectatorii, nu neapărat viața personală a lui Victor Florea, ci cât trebuie să știe și cât dorești tu să ne dăruiești. Cum era Victor când era copil? Măi, Lavinia, eu fac parte dintr-o familie de muzicanți, la tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost acordeonist, mama mea, la fel, a cântat cu acordeonul și cu vocea, mama este încă în viață. Să fie sănătoasă. Și eu îi doresc multă sănătate. Am un frate care și el a cântat, dar s-a lăsat acum, s-a apucat de afaceri. Mai nou. Și... Bine, voi din familie, din ce am vorbit, doi băieți și două fete. Doi, da? Băieți, patru și două frați. Fete, da. Sigur. Doar unul singur și încă continuă, unul a urmat. Își continuă meseria lui și sincer spun că o fac cu mare plăcere, cu mare drag. Deci pentru mine ceea ce fac eu este, să mă exprim așa, este un balsam pentru sufletul meu, pentru inima mea. Cum erau sărbătorile împreună pentru voi? Că erați o familie, da, formată din mulți membri, o familie numeroasă. Da, 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 da. Foarte frumoase și abia așteptam să ne vedem, să ne reunim cu toții, să deschidem cadourile, să ne bucurăm de sărbători, mai ales când eram mici, de zăpadă, să ne bucurăm. S-a schimbat Crăciunul de când ți-ai pierdut tatăl, Victor? S-au schimbat multe de când mi-am pierdut tatăl, dar ce să zic, eu am mai avut încă un episod mai grav decât cu tatăl, acum vreo 5 ani de zile, de-aia și luat ființa acest taraf. Dar știi cum se spune, cu ajutorul lui Dumnezeu trecem peste tot, nu poți să-i ceri bunului Dumnezeu să-ți ofere ceea ce dorești tu. Știi cum se spune, cum e scris, ce e scris, aia ți se întâmplă. Știu că ți-e greu să vorbești de episodul acesta neplăcut din viața ta, te-ai maturizat profund în momentul în care pe tatăl l-ai pierdut. Da. Dar, din păcate, viața, chiar spuneam un alt invitat la emisiunea Folclorul sub lupă, Lavinia, nu venim toți odată pe acest pământ și nu plecăm în același timp. Da. Asta așa este. Bine, tatăl meu era tânăr, eu eram feblețea lui, eram ochii lui din cap. Și el la fel pentru mine, l-am iubit foarte mult, la fel ca și pe maică-mea. Deci ați avut o relație specială și cu atât mai mult că i-ai urmat talentul acesta. Eu de când eram copil, din clasa 8-a, am început să cânt cu ei mei la nunți. Deci eram, nu știu, favorizat, să zic așa. Să... Și era și o legătură foarte apropiată. Tată, deja, fiu, mamă. Deja aveam... La vârsta aia, când eram copil, deja aveam anumite glume cu tatăl meu. Îți amintești de tatăl tău că a fost Moș Crăciun în copilăria ta? Mi-l amintesc, dar cu foarte mult, când eram foarte mic. Că la urmă eu m-am prins repede că e minciună. M-am prins repede. Și... De ce? Avea pantofii tatălui? Era eu, un obiect pe care mă uitam foarte atent la ce este îmbrăcat, la încălțăminte, să la totul. Seama. Să iau seama, să văd dacă este. Dar scrisori obișnuiați să faceți, nu știu, tu, frații? Sigur, sigur. Ce-ți doreai tu de la Moș Crăciun? Sau ce puneai pe scrisoare că ai vrea să primești? Dacă te rog din suflet să mă crezi, că niciodată nu mi-am dorit ceva în mod special. Deci singura mea plăcere era să stau cu părinții mei. Eu i-am iubit și iubesc în continuare pe părinții mei enorm de mult. Acum maică-mea, că e o femeie în vârstă, trecută de 80 de ani, deci îmi vine foarte greu când nu mă duc a doua zi să o văd. Și aș face orice îmi stă mie în putință
să o fac fericită pe, știu eu, pe ultima 100 de metri, să zic așa. Să simtă bine, să... Niciodată nu le-am dat cuvântul înapoi, chiar dacă au avut sau chiar dacă nu au avut dreptate. Eram și eu mai tânăr, mai așa, puteam să... mai făceam și eu anumite prostii. Mă certau, dar tot timpul le-am dat dreptate și tot timpul... Asta înseamnă că ai știut să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru părinții pe care ți-a dăruit. Să știi că așa este. Deci am fost foarte satisfăcut de părinții mei, foarte apreciat, mai ales când l-am mărit și când am început eu cu turneele, cu plecările, cu așa, așa. Erau foarte mândri de mine, foarte fericiți. Ce să spun? Și ți-am zis, eu după ce mi-am terminat studiile, m-am angajat la Filarmonica de stat Ploiești. Eu întâi am fost la orchestră simfonică. Eram cu muzica simfonică. Dar cochetam cu folclorul, cu populara, fiind părinții mei așa și... Să știi că noi în fiecare ediție, în această lună decembrie, în cadrul emisiunii, ne gândim să transmitem celor de acasă povești de viață și nu numai. Să știe și ei dorințele pe care copiii le au. Așa că am căutat în tolba lui Moș Crăciun și de această dată și am extras o scrisoare scrisă de George, care este clasa 5-a, și mi-aș dori din suflet să o citești. Sigur. Chiar tu, pentru cei de acasă și să... comentăm ulterior. Cu mare drag. Dragă Moș Crăciun, sunt atâtea jucării pe care mi le doresc, încât ar trebui să fiu cu minte pentru 2 ani de acum înainte. Cam puțin, 2 ani doar. Anul acesta, însă eu te rog să nu treci pe la mine, să nu treci pe la mine. În schimb, du-le tuturor copiilor tot ce își doresc. Promit să fiu cu minte până mă voi face mare și să nu mai ies din cuvântul părinților mei niciodată. Și pentru asta nu am să te rog decât să așterni zăpadă peste oraș, să ningă cu fulgi mari, încât lacrimile mamei și ale tatălui meu să nu le observe nimeni. Eu sunt băiat și nu plâng niciodată, moșule. Dar, de când, Doamne, Doamne, a luat-o pe sora mea la el, în casa noastră a încetat să mai apară bucuria mamei. Încât, scuză-mă, îmi pare foarte rău de acești copilași. Iartă-mă. Mama, când o mai întreb, spune că bucuria a plecat cu sora mea acolo sus, în cer, iar tata nu îmi poate răspunde, pentru că îi se umezesc ochii și vede mai departe de lucru. Își vede mai departe de lucru. Moșul le ninge în casa noastră cu bucuria pe care o aveam atunci când adormeam cu sora mea cea mică în brațe. Sau vorbește cu Doamne, Doamne, să o lase pe sora mea să se întoarcă acasă. Eu îl rog în fiecare seară înainte de culcare să o aducă pe un orișor în acasă. Mă emoționează. Știu că îmi dau seama că de fapt citirea aceasta îngreunată... Da. Păi este pentru că s-au umezit ochii. Mama mea spune că Doamne, Doamne, are nevoie de sora mea acolo, dar eu știu că ea e mică și locul ei aici cu noi. Iar dacă e nevoie de ajutor acolo... Puteți să ne spuneți de ce ați simțit nevoia să vă descărcați sufletul? În urmă cu 5 ani eu mi-am pierdut fetița. Și nu pot să vorbesc foarte mult și să citesc, nu pot să privesc la televizor, la copii, la... Nu. Și băiatul meu, George, a fost lângă mine. El m-a întărit, el a insistat să fac ceea ce facem noi acum și ți-am mai spus încă o dată și repet, eu nu fac lucrul ăsta și nu l-am făcut, mai ales în ultima perioadă, nu știu, 5 ani de zile, nu l-am făcut niciodată pentru bani. L-am făcut că vreau să mulțumesc pe aia acolo unde e. Ce vârstă avea fiica dumneavoastră? 14 ani. Da, de ce a plecat la ceruri, Victor? Să explic așa pe scurt.
A fost un copil foarte, foarte dezvoltat mental. La 2-3 ani, când avea vârsta de 2-3 ani, am mers cu ea la medic pentru un control de normal de rutină și în casă n-am observat că am desene de la ei care desena la 2 ani, la 3 ani, care eu n-aș putea să le fac niciodată. Și mi-a zis medicul, dacă nu cumva mă îngrijorează starea ei de inteligență, cum faptul cum vorbește și cum se exprimă și tu mi-a zis, sincer să fiu, nu sunt atent, n-am băgat de seamă. Zic, nu vă îngrijorează inteligența ei? Zic, nu știu ce să zic. Bineînțeles, pe la 5 ani așa, eu stau la curte, se juca în curte, pe la când avea 4-5 ani, am vrut să o duc la grădiniță. E o grădiniță chiar lângă mine, la 100 de metri, din asta privată. Am vrut să văd și eu cum se joacă cu copiii, să mai juca, dar vreau să văd și eu cum e. Deci după, bineînțeles că am stat la ușa, la poarta grădiniței, să văd ce face. A ieșit doamna educatoare de acolo și a zis, domnule, fetița dumneavoastră, când le-am pus masa, le-a spus la copii, hai să strângem jucăriile, hai aranjați-vă fiecare la mese, a zis, eu nici n-aș avea nevoie să mai stau în clasă. Deci a fost un copil foarte, foarte dezvoltat, mental, până pe la 6 ani, 6 ani jumătate, spre 7. Trebuia să meargă la școală. De atunci m-a început regresul. Să vorbească din ce în ce mai puțin, să meargă din ce în ce mai greu, să așa, și am fost, crede-mă că peste tot am fost. Am zis, domne, tot ce am eu, tot casă, ca inclusiv, părinte, aș face orice. Da. Am ajuns cu ea și prin străinătate. Pe aici nu mai spun, pe la toate clinicile, pe la toate spitalele. Am încercat, m-au ajutat oameni, am înțeles, dar nu, nimeni nu a știut, nu am avut un diagnostic nici până în prezent. Nici până în prezent. Nici până în prezent. Adică încă vă urmărește și regretul de a nu ști practic de ce v-ați pierdut copilul. Nu știu de ce, nu știu de ce s-a întâmplat cu ea. Bine, singurul lucru care acum, sau mă rog, atunci când s-a întâmplat cu ea, i-am dat dreptate acelui medic care m-a întrebat dacă nu mă îngrijorează inteligența ei. Era poate mult mai dezvoltată și gândea ca un copil de un adolescent. Și la propozițiile pe care mai devreme le-ați menționat, că le-ați fi spus în grădiniță, dovedește clar capacitatea ei. Haideți copii, vă rog frumos, gata, lăsați jucăriile și exact ca un educator. Dar ce relație aveți cu ea? Vai de capul meu! Că se spune că fata lui tata, fetele s-a apropiat de tata. Deci nu pot să fac o comparație între ea și George, băiatul meu, care... Și băiatul meu este un exemplu de băiat, un copil extraordinar, cu minte și de educat și respectos, George, și ține la mine enorm. Dar fetița mea, Evelyn, chemam, deci ea nu dormea dacă nu mă vedea. Nu. Deci era dacă s-a așeza mama ei lângă mine, de la o parte. Deci nu accepta absolut nimic. Deci eu eram, când mă vedea pe mine, eram viața și sufletul ei. Poate pe undeva mai mă gândesc și eu acum că am anumite remușcări, că am mai fost plecat în turnee și că n-am stat cu ea. Te rog să mă crezi că de multe ori am zis, domnule, zic, poate s-a ajuns în situația asta și datorită dorului cu care mi l-a purtat. La aia, nu știu, aș transmite un mesaj către toți părinții să încerce să stea lângă copii, să nu mai plece pe afară, la muncă. Cred că e o traumă foarte, foarte gravă pentru copiii care își văd părinții mai rar. Și poate pentru că ea v-a iubit atât de mult și vă voia în preajma ei, că spuneați puțin mai devreme, și atunci a avut un blocaj când și-a petrecut timp. Este posibil, asta am reproșesc eu și eu, dar mă rog, cu cine a venit, cu medici, asta nu spun că neapărat asta ar fi. Păi nu trebuie să vă găsiți vinovat, că destinul este destin și în fața lui nu poți sta. Dar cum au fost acești 5 ani din viața lui Victor după pierderea fetei? Cum ați trecut peste sărbătorile de iarnă știind că ea nu va mai fi în preajmă fizic lângă dumneavoastră și lângă fratele? Eu, brăduțul și luminițele și tot ce ține de această sărbătoare le fac acolo la ea, la locul ei unde este, fiecare an.
Adică la cimitir, da, unde se odihnește, da, sufletul. Acolo îi fac brăduți cu jucării, cu luminițe. Și nu vă vine greu tot să faceți asta și să mergeți în vine la foarte la greu, îmi vine foarte greu, extrem de greu îmi vine, dar să știi că atunci când plec de la cimitir spre casă, am o ușurare, mă simt mai ușurat. Și eu sunt convins că, nu știu, nu vreau să intru în subiect, dar sunt convins că există viață după moarte. Sunt convins de lucrul ăsta. Am avut prea multe semne, prea multe vise de la fata mea. Că... Când a trecut în neființă, era lucidă, v-a spus, i-a spus tatălui un mesaj sau i-ați mai transmis? Care au fost ultimele cuvinte? Deci ea s-a simțit rău în ultimele zile ale ei de viață. Mai bine zis, în ultima lună. Și efectiv, în dormitorul ei era un mini cabinet medical, cu tot ce avea nevoie. O doamnă asistentă care stea în permanență cu ea. Și vreau să intru, să o văd, să o mângâi. Când mă vedea, era atât de emoționată, încât îi se făcea rău. Și chiar mi-a zis asistenta și mama fetei, mi-a zis, nu mai veni așa foarte des la ea, cum te vede, îi creezi o stare emoțională și... Bineînțeles că intram la ea și... Deci n-am putut să mai comunic cu ea în ultima lună. Mi-a fost extrem de greu, n-am cum să-ți explic, nu există... Și nu doresc nimănui să treacă prin această încercare. Cel mai... urât lucru posibil. Pentru un părinte să-și îngroape exact, copil. Exact. Dar, ți-am spus, eu acum, eu și înainte am fost un om care am încercat, așa am fost educat, să fiu cât se poate de corect, de... Cerebral. Și da. Dar acum, de când s-a întâmplat cu fata, sunt la modul excesiv. Pentru că nu vreau, sunt convins că ea mă veghează și nu vreau să o fac de râs, nu vreau să... Deci tot ceea ce fac, fac numai pentru ea. Aveți, vă apare în vis, simțiți că aveți o legătură cu ea, chiar dacă este, sufletul este acolo și poate vă veghează? Deci am o eșarfă cu ea, care o port la mine și acum în momentul ăsta o am. Puteți să ne arătați? Sigur. Deci, aceea e șarfă care am ținut-o noi în loc de doliu, cum se zice, știi? O șarfă care aia nu dorm, nu plec fără ea oriunde. Oriunde. Deci eu simt că ea e cu mine tot timpul. Da, o am la mine, chiar se vară. E șarfa pe care Victor Florea o poartă cu fica a lui Evelin, chiar dacă... Uite, vezi? Bine, ea e lungă, dar eu am împachetat-o ca să-mi intre în buzunar. Da. Nu mă iertați. Am încercat să mă abțin, dar suntem oameni și... Sigur. Felul în care vă arătați și acum afecțiunea, după cei 5 ani în care ea n-a mai fost fizic pe să pământ... Să știi, Lavinia, că eu am avut, în perioada aia, am avut câteva gânduri, nu știu, nu bune, din punct de vedere al stării mele. Deci am avut... ideea să plec imediat din țară, dar undeva unde să nu știe nimeni de mine. Chiar vorbisem cu cineva. Poate ați avut o depresie puternică atunci, nu? Nu, eu sunt foarte stabil mental. Nu, asta nu înseamnă că îl iubiți pe Dumnezeu. Dar, nu, oamenii care au credință se spune că nu trec în partea asta, sigur, a depresiei. Eu nu înțeleg pe mulți care spun că au depresie, pentru că nu am așa. Atacuri de panică și așa, nu. Dar am avut ideea să-mi termin ce am cu fata de făcut și zic așa, prin unde am fost eu plecat, pe Europa, pe aici, și zic, mă prinde filmul pe unde plec și ce vreau să fac. Și vorbisem chiar cu un băiat care cântă în zona aia, strâmtoarea Gibraltar. Acolo vreau să plec. Nu mi-au decât instrumentul cu mine să cânt cu el. Nu,
Cine spune, domne, mi-au viața sau fac nu, alea sunt lucruri care eu nu le accept. Dumnezeu ți-a dat viața, Dumnezeu ți-o ia. Nu poți tu să faci lucrul ăsta. Domne, zic, mă duc, mi-au instrumentul cu mine decât când să trăiesc și cu asta, basta. Când m-a luat Dumnezeu, m-a luat și cu asta, basta. Apucasem să vorbesc. Că vreau să fac tara a fost. Chiar atunci, în perioada aia, s-a întâmplat. Și așa a fost norocul, șansa. Deja au venit niște evenimente. Au venit câteva evenimente și atunci s-a întâmplat cu fata. Deci nu apucasem să le onorăm, acele evenimente. Și eu am zis atunci, gata, mă opresc, stop. Nu mai fac așa ceva. Nu mi-am mințit mie de repetiții și de cântare și s-a întâmplat cu fata. La care George, fiul meu, mă rog, el e un, ți-am spus, un copil extrem de bun. Bine, ea aduna pe toți băieții. Dom'le, că nu ne lăsa așa, că nu așa, că uite, sunt evenimentele astea, ce facem cu ele? Te rog din suflet, reviră-ți, ajută-ne, nu știu ce. Au venit toți, au stat pe capul meu. Așa. Bine, m-au luat cu vrăjeala aia, știi tu. Decât la astea și la urmă faci ce vrei, ajută-ne la astea, astea care au peste câteva luni. Deci hai să începem repetițiile, hai să facem asta. Și... ca să poată să vă țină cât mai mult timp prins și să renunțați la gândurile acestea de a vă detașa și a părăsi ceea ce aveți de făcut. Da, am vrut să mă detașez, să nu mai știe nimeni de mine, să nu văd o treabă. Păi da, și cu George? Nu v-ați gândit că poate ar fi suferit? Știu că suferea. Atunci, în momentul ăla, cum să spun, îmi pare rău să spun, dar nu mă gândeam decât la fetița mea, atât. Nu mai merea. Uitați-mi și de tata ce se întâmplase și de... nu mă mai interesează absolut nimeni decât de fetița mea. Nu puteam să realizez cum un copil așa mic poate să stea singur acolo în locul ăla. Nu... erau multe, multe în capul meu. Dar eu cred că Dumnezeu a știut sau a avut planul lui, iar dumneavoastră sunteți, sau tu, ești un om puternic și încercarea aceasta, sunt convinsă că n-a făcut decât să-ți aducă mai multă acceptare, înțelepciune. Și se spune că pentru fiecare lucru trebuie să știm să mulțumim, să nu judecăm și să nu condamnăm eu întâmplările nu judec, care ne... nu judec, nu condamn și știu că bunul lui Dumnezeu nu poți să-i ceri ceea ce vrei tu. Și poate decât suferindă și la pat, sufletul ei, modul în care ai spus că și cât era de inteligentă, n-a făcut decât să te facă să consider că era un copil prea bun, poate, pentru lumea asta. Probabil. Eu mai... și eu și maică-sa și rudele mele, noi suntem o familie de oameni credincioși. Că nu mă duc eu la biserică duminică de duminică, în primul rând că sunt obosit după eveniment, n-a pot să ajung. Dar suntem niște oameni credincioși. Am credința mea în sufletul meu, în inima mea, cred. Și am mai mers și noi pe la preoți, pe așa, și atunci când se simțea rău, un renumit preot, care vine foarte rar în București la o biserică, nu dau nume de preot și nici de biserică, fiind coadă, aglomerație la el acolo, a ieșit, s-a oprit la mine și la maică-sa. Fără ca voi să-i faceți? Era prima dată când îl vedeam. Crede-mă, mai spus la multă lume, dar a trecut prin mulțime pe acolo și s-a oprit la mine și la mama fetiței. Și a zis, voi ce căutați aici? Voi trebuie să fiți și mai fericiți părinți, că v-a ales Dumnezeu pe voi până acum să țineți fetița asta. Dar nu o să mai țineți mult. Prima dată, sincer, am rămas blocat. Am zis, voi, a spus cineva, s-a întâmplat ceva, s-a... am încercat să mai întreb anumite lucruri, nu am vrut să mai te duc, așa că nu mai stați, mergeți acasă. Incredibil. Pe cuvânt de onoare. După aia ce s-a întâmplat cu fata mea, îți imaginezi un cimitir unde sunt mai betoane, pietre, cavouri și așa mai departe. Un cimitir pe o suprafață întinsă, destul de mare. Singura viță de vie care a ieșit în cimitirul la fata mea, care e planta vieții, face și struguri și e foarte mare. Iar o viță de vie, să o plantezi, trebuie să o pui, cum spun ăștia, care se Într-o anumită perioadă, să o pui la școală, spune ei, nu știu cum, în apă, cu ceva, cu pământ, nu știu cu ce. Deci trebuie să stea vița aia de vie, nu știu cât, o lună de zile, la școală, așa spun cei care cultivă. A ieșit din breton, din alea, o viță de vie atât de frumoasă, bine, că am făcut și bolta acum pe toată aia aici, plină de struguri și de...
Toată lumea se miră când vede acolo ce e. Am mai avut un vis foarte interesant. Bine, că tot timpul am vise și te rog să mă crezi că atunci când mă trezesc și am visat-o, deja mă simt foarte ușurat și mă simt că am stat cu ea, ca și cum ar fi fost cu mine. Păi e normal că îi simți prezența, ca și cum e încă lângă tine. Am visat-o într-o casă, unde era o familie, doi copii, soție și ea. Dar în vis nu mă vedea absolut nimeni pe mine, decât ea mă vedea. A venit la mine și mi-a zis, te rog frumos, că i-am zis, ce faci aici, nu mergi acasă? Aici e casa mea, aici e familia mea, pe cuvântul meu, domnul Arabia. Felin, nu mergi acasă? Aici e familia mea și te rog frumos să nu mai plângi, că îmi faci rău. A plecat, eu am rămas așa foarte, foarte surprins în vis. Cum adică nu merge fata mea cu mine acasă? Și îmi spuse să nu mai plângi. La mă se întoarce spre mine și curgeau lacrimile. Aici e casa mea, înțelege-mă. Adică asta i-a fost, asta a fost, da, parcursul vieții ei. Da. Eu cred că îi faci cinste și o faci mândru de acolo de unde e, pentru că ai știut să-ți duci crucea mai departe, ai știut să accepți și nu ai devenit omul rău după o asemenea tragedie din viața ta. Pentru că mulți oameni, după necazuri, în loc să se apropie de Dumnezeu, se îndepărtează. Așa este, așa este, nu. Nu am devenit. Dacă asta a fost voia Domnului, nu pot eu să mă opun. Nu am nicio forță, nicio putere să mă opun și ceea ce ne oferă noi trebuie să acceptăm. Fără îndoială, sărbătorile de iarnă odată cu pierderea ei nu o să mai fie și nu au fost. Decât de sărbători. Ce ți-ai fi dorit, poate? Da. Merg la... În schimb, am un nepot din partea lui George care este... Să străiască. Așa, este viața mea. Este viața mea și este George în miniatură. 100% George în miniatură. Să străiască și să-ți aducă bucurii, Victor. Mulțumesc din suflet. Să rămâi același om demn, credincios, bun și înțelept, cel pe care nu numai eu, ci și colegii de cântec l-au cunoscut. Sigur, să ai sărbători binecuvântate, cu pace și liniște sufletească. Mulțumesc din suflet. Să-ți apară, Evelin, ori de câte ori simți nevoia în vis, să simți aproape de tine. Și m-a surprins faptul că mi-a arătat această eșarfă cu ea, m-a emoționat și pe mine și știu că e prezent acolo și rămâne o flacără vie în sufletul tău. Este prezent acolo și eu simt că tot timpul mă ajută, tot timpul e lângă mine. Și eu sunt convinsă de lucrul acesta și îți doresc un an foarte bun, cu sănătate. Și eu vă doresc vouă, la toată familia Edno, că eu vă consider familia mea, sunt de atâția ani de zile împreună cu voi și niciodată nu v-am refuzat la nicio emisiune, la absolut orice am avut noi de lucrat și țin pe calea asta să le mulțumesc și băieților care fac parte din taraful meu. Taraful meu, taraful nostru, eu așa am obișnuit să spun. Și nu-i consider colegii, îi consider frații mei, îi consider familia mea. Iar soliștii vocali cu care noi colaborăm și cu care cântăm și aici la Edno, eu încerc să fac tot ce e posibil ca ei să simtă bine. Mulțumim din suflet pentru participarea ta astăzi și poate în felul acesta ai simțit că trebuie să te descarci și nu ai făcut decât să treci dincolo de inimile celor de acasă care ne-au urmărit. Sărbători binecuvântate! Sărbători binecuvântate și vouă! Mulțumim! Sănătate multă!